Bună seara! Avem ora 9 și în calendar e data de 9 mai. Zi controversată. Pentru unii e ziua Victoriei, pentru alții e ziua Europei. Eu ați văzut dimineață, v-am povestit că e ziua când am fost luat în coarne de vacă, probabil pe 9 mai, pentru că putea fi și pe 1 mai, cu vreo 30 de ani în urmă, dacă nu mai mult. Dar mă îngrijorează și mă face să vă provoc la discuție felul cum se comportă oamenii în această zi. Unii lasă pe lângă Hristosovietul obligatoriu pentru că e după Paști și încă n-a venit ispasul, că atunci să zici Hristos adevărat și s-a terminat cu epopeea. Pe lângă asta am trimis tot felul de felicitări. Unii cu drapelul Europei, cu 12 stele, alții cu besmertnei polc și cu victoria, unii chiar cu studii Europa în lumea civilizată și ei tot așa zic. Felicitări cu ziua victoriei, care e o calchiere din limba rusă și trădează faptul că și acum, cel puțin Republica Moldova a rămas în sfera de influență rusească și influența asta se manifestă și politic, și militar, că avem o armată de rusă de ocupație pe teritoriul oficial al Republicii Moldova, chiar dacă e în stânga Nistru, pe un teritoriu separatist, autoproclamat, independent. Și informațional, când deschizi un televizor sau un aparat de radio, inevitabil dai de canale rusești. Chiar și canalele internaționale sunt dublate tot în limba rusă, deci noi continuăm să fim rusificați ca pe timpul Imperiului Țarist și ca pe timpul Uniunii Sovietice. Și deci cei care mă felicită cu victoria și cu ziua victoriei folosesc o calchiere inconștienți fiind de faptul că de fapt limba lor a fost rusificată și și-a pierdut din latinitate, din regulile inițiale gramaticale. Și ei, în loc să zică felicitări cu ocazia, cu prilejul zilei victoriei, pentru că se sărbează ziua victoriei și în tot restul Europei și chiar am văzut că și președintele american a fost azi la un memorial și a depus flori cu nevasta lui tinerică, dar tristă, cu ocazia zilei victoriei, că a fost învins nazismul, sau cum zice Igor Dodon, învins fascismul. Pentru ei nazismul și fascismul e același lucru, e adevărat că nu e mare diferență, doar că fascismul a apărut în Italia cu vreo 10 ani mai devreme, de la Fasci, de la Benito Mussolini, Il Duce, iar nazismul vine de la Naționalsocialismus, de la al partidului Hitler, care era, atenție, național-socialist. Ironia sorții, nu? Și se împăcau foarte bine Hitler cu Stalin la început. Chiar războiul 2 mondial n-a început atunci, în 22 iunie 41, a început în 1 septembrie 39, în mod oficial, când Germania a invadat Polonia, a ocupat jumătate de Polonia și pe 17 septembrie același an, măreața Uniune Sovietică, soră de slavicitate, a ocupat cealaltă jumătate de Polonia și statul polonez, până la sfârșitul lunii septembrie, a dispărut ca entitate politică. Așa a început războiul 2 mondial. Și au făcut și o paradă la Brest împreună, trupele naziste și cu cele bolșevic-comuniste. Deci erau mari drugi la început. Nu vă mai spun că cu o lună mai devreme, în 23 august, Hitler cu Stalin, prim-ministrii lor de externe, Ribbentrop și Molotov, au făcut un pact de neagresiune cu un protocol adițional secret care viza estul Europei, inclusiv țările baltice, Finlanda sau Carelia, partea estică a Finlandei, și Basarabia, teritoriul la est de Prut, care atunci era între Prut și Nistru, numit Basarabia tot dintr-o șmecherie istorică, cu 100 de ani mai devreme, când
au fost duși de nas turcii și numele Basarabia dintre gurile Prutului, între gurile Dunării și între gurile Nistrului. Acolo era Basarabia istorică, pentru că acolo domnise Basarab I când fondase Muntenia. De la regiunea aceea au extins numele de Basarabia pentru toată regiunea dintre Prut și Nistru și în 1812 a fost acaparată Basarabia plus și o parte din Bucovina. Ei bine, Basarabia asta intra în zona de interes a Uniunii Sovietice și Hitler a zis că e treaba voastră, nu mă bag, boss, cum se glumește acum pe internet. Și nu s-a băgat bossul, s-a băgat celălalt boss, Stalin, în 28 iunie 40, da? În baza acelui acord între Hitler și Stalin, pact de neagresiune. S-a băgat și n-a zis nimic Germania, ei bine, ți-ai luat Basarabia, pentru că așa ai vrut, a fost pohta ce ai pohtit. Și mai nasol e că România n-a făcut niciun gest, nu s-a împotrivit, care România era atunci, vai de capul ei, era condusă de dictatură, cu legionari la putere, era jale, că și după aceea a fost jale. Dacă a ajuns în acel război 2 mondial să lupte când de partea unui rău, de partea lui Hitler, când de partea altui rău, după 23 august, sau după 24 august, 23 august a fost pactul Molotov-Ribbentrop, în 39, dar în 44, peste 5 ani, a fost întoarcerea armelor. Tot 23 august, ei, nu contează, la sfârșitul lunii august, regele Mihai s-a mai maturizat și a zis că e timpul să trecem de partea aliaților și l-a trădat pe Hitler și pe Antonescu, l-a dat pe Antonescu pe mâna Armatei Roșii și aceia i-au simulat un proces de judecată și l-au împușcat chiar, dacă nu de ziua lui, în ajunul zilei lui de naștere. Și n-a apucat săracul general, deja la momentul cel la mareșal Ion Antonescu, n-a mai apucat procesul de la Nürnberg pentru crime de război și le-ar fi meritat. Doar că n-ar fi fost împușcat, poate că ar fi fost spânzurat ca și ceilalți lideri naziști care au fost judecați și condamnați la Nürnberg. Acum Tribunalul Internațional pentru Crime de Război s-a mutat la Haga, din câte mi-amintesc, în Olanda. Dar atunci trupele învingătoare, țările, guvernele învingătoare au zis hai să facem un tribunal la Nürnberg, care se pare că e în Germania. Și Germania a fost împărțită în două. Una a rămas occidentală, federală, și alta a fost numită democrată germană. Și Berlinul tot așa a fost împărțit în jumătate, chiar dacă nu trece linia de demarcație între cele două republici prin Berlin, dar Berlinul a fost împărțit ca și toată Germania în două părți. Una mai mare era sovietică și una mai mică era occidentală, așa ca o enclavă, ca o zonă închisă, că tot timpul mecinam capul, dar oricum era împărțit Berlinul, dacă el nu-i pe mijlocul țării, în partea estică, spre Polonia. Așadar, războiul 2 mondial nu s-a terminat pe 9 și nici pe 8 mai, ci s-a terminat după ce a fost învinsă și Japonia, care era a treia componentă a axei, după Italia și Germania, era și Japonia imperială, era parte în acel război. Ele au vrut să împartă lumea, să-și ia părți din China, din Coreea, din ce a mai vrut Japonia să ia acolo în Asia. Și datorită implicării furibunde a Japoniei în acel război, a fost atrasă și America sau Statele Unite ale Americii au fost atrase după ce a fost atacată baza lor militară din Pacific. Fără contribuția Americii, nu știu cum s-ar fi terminat războiul. Cel mai probabil s-ar fi terminat altfel. Americanii au contribuit cu trupe
dar mai ales cu ajutoare umanitare, cu tehnică dată aliaților, inclusiv sovieticilor. Scrâșnind din dinți, pentru că nu e așa, Statele Unite capitaliste trebuia să ajute un aliat socialist, comunist, un adversar altădată sau ulterior avea să devină adversar și s-au angajat ambele într-un război rece de vreo 50 de ani. Deci lucrurile sunt foarte complicate, sofisticate și naivi, blajini sunt aceia care zic că e atât de simplu, e atât de clar. A fost un război, am bătut fașiștii și bunicii noștri au luptat. Ok, au murit, au luptat. Bunicii voștri unde, pe care front au luptat, cu cine au luptat, în ce fel au luptat? Ce așa mare faptă eroică este duci să mori carne de tun pe front, pe război. Foarte mulți dintre basarabieni au luptat și cu românii și cu rușii. Și de o parte și de alta a frontului. La fel și restul românilor. Ei sunt și învinși și învingători. Ce așa mare mândrie pentru chestia asta? Când în locul regimului nazist a venit un regim bolșevic, care a distrus și economie, și cultură, și clasă politică românească și moldovenească. Ce așa motive de mândrie aveți? În loc să pur și simplu comemorați victimele războiului, absolut imbecil, absurd, idiot, care a consumat zeci de milioane de victime, mai ales dintre populația pașnică. N-au murit atât soldați implicați în război, cât au murit oameni civili de rând. Pe lângă victimele Holocaustului care au fost omorâți pe criterii etnice, pentru că erau evrei, pentru că erau romi, sau pe criterii fiziologice, sau cum să de orientare, pentru că erau gay, sau pe criterii ideologice, pentru că erau comuniști. Omorâți de o parte sau pentru că păreau colaboraționiști, fașiști, pe de altă parte. Deci eroizarea războiului și glorificarea celor care au participat, săracii victime în război, mi se pare o chestie de prost gust, mi se pare o chestie penibilă. Mai ales acum când suntem toată planeta prinsă în casă, ostaticii unui virus invizibil, unui dușman care, iată, a făcut 4 milioane de victime prin faptul că s-au infectat. Bine, vreun milion dintre ei s-au vindecat, dar vreo treime de milion, vreo 300 de mii până acum au murit, oameni buni, și încă vor mai muri. Pentru că unele țări anunță relaxare, dar uitați-vă, în Coreea de Sud sau în Japonia vine al doilea val, pentru că oamenii s-au relaxat prea ușor. S-au dus din nou la pupat, icoane, la făcut frigărui, la tanțuri, la tot ce vrei. Și vine al doilea val. Pentru că încă nu există vaccin, pentru că încă nu există tratamente, pentru că virusul e foarte contagios. Și după atâta mediatizare, și după atâtea probe că e și contagios, și mortal, și periculos, foarte mulți, pe internet sau pe unde îi mai întâlnești, dar tu ai văzut cu ochii tăi? Dar tu ai pus mâna? Dar tu ești convins? Nu, mi-ajunge să am încredere în oamenii de știință, mi-ajunge să am încredere în doctori, să văd că un sfert din cei bolnavi sunt americani și alt sfert din cei bolnavi sunt medici. Fotografia asta a trebuit să o caut pe internet, să văd ce-i cu ea, pentru că cineva o difuzează cu toată seriozitatea și spune că e pământul cu norii văzut din spațiu, filmat de telescopul Hubble. A trebuit să caut pe Wikipedia cu ce se ocupă Hubble, să caut poza asta cu Google și să constat că încă în 2016 a demontat cineva că ar fi un fake și a zis: oameni buni, n-are cum să fie așa ceva, nu arată așa pământul de sus. În primul rând pentru că stratul de atmosferă e subțiril, milimetric, dacă te uiți la distanța asta de la pământ.
Și Hubble nu fotografiază la distanța asta. Hubble e foarte aproape, aproape în straturile superioare de atmosferă, ca să fie ușor de frecventat, de ajuns la el, că el a fost urcat pe orbită în anii 70-80 și de atunci a fost modificat. El l-a început înregistrat pe bandă magnetică, după aceea au mers la el câteva misiuni de întreținere și au schimbat ca să înregistreze pe stick, pe hard disk, pe ceva. Au trebuit să repare oglinda pentru că au făcut-o greșit și au trebuit să-i pună niște ochelari ca oglinda aceea să capteze foarte bine razele și nici măcar nu raze de lumină vizibilă ochiul nostru, mai mult săracul Hubble fotografiază în diapazoane invizibile ochiului nostru, inclusiv raze gamma, beta, de care vrei. Deci e imposibil fizic să fotografiezi Pământul de pe Hubble la distanța asta și să arate norii în halul ăsta. Dar uite că oamenii la 4 ani distanță continuă să o difuzeze, oameni serioși, s-ar părea că foarte potcoviți și spun, uite așa se vede Pământul, acum e poluare, nu știu ce și de asta arată așa. Da, băi, sunteți varză, exact cum arată Pământul pe poza asta. Pământul nu-i varză. Eu încă în adolescență citeam cărți științifice și știam că Pământul e atât de neted, e atât de rotund, mai rotund decât o bilă de biliard. Bila de biliard are mai multe denivelări și mai adânci crăpături pe ea decât are Pământul, care se știe că e și un pic aplatizat și care se știe are groapa Marianelor de 11 km adâncime și are munții Ciomolungma sau Cordiliere, Anzi și ce mai vrei, de peste 8.000 de metri înălțime. Deci 8 km și 11 km sunt atât de mici asperitățile astea la nivel de Pământ, care are 42-43 de mii de kilometri circumferință și vreo 12-13 mii de kilometri diametru, însă atât de mici înălțimele astea de 11-8 km, încât Pământul e mai neted, mai rotund decât o bilă de biliard, care se pare atât de șlefuit încât se poate lunica frumos să poți juca cu ea. Și pe acel Pământ, stratul de atmosferă e atât de subțire că numai atâta poate ține gravitația. Numai particulele de aer, de apă, de azot, de oxigen, de bioxid de carbon și ce mai conține aerul nostru, inclusiv un strat subțire de 3 mm de ozon deasupra, e atât de subțire încât el e ca și cum ar fi Pământul umed, ud sau dat cu făină și atât. Atât e de subțire stratul de aer. Când știi chestia asta încă din copilărie, din adolescență, din cărțile științifice pe care le-ai citit, normal că imediat zici că asta e o poză fake. Dar cine nu știe, n-a citit așa ceva, care n-a citit nici Biblia, dar crede ce i s-a spus de la biserică, zice, da, ce nu vezi că acolo se vede și ochiul Domnului în spate. Vai de capul nostru cât de vulnerabili suntem la minciuni. Și acum uitați-vă că vă încearcă știința și vă încearcă logica și ăștia care stârnesc cu fake news, cu Bill Gates, cu 5G, cu chipuri, cu vaccine și o grămadă de ai noștri pun botul la toate tâmpenile astea absolut idiote. Așa populație, cum să nu călărești? Cum să nu dai la strungă, să o mulgi, să o tunzi, cum să nu o tratezi ca pe niște mioare, nu? Când vezi că oamenii sunt atât de ignoranți și atât de reticenți la cunoaștere, la cercetare, când n-au nicio dorință să pună ceva la îndoială, să cerceteze, cred orbește orice li se spune. Sunteți masă de manevră și o să vi se întâmple lucruri mult mai rele în viață, care veți mai supraviețui COVID-ul și ce se mai întâmplă pe planeta asta. În satul meu, Comuna Pepeni, primarul a publicat dimineața o poză, asta a schimbat, a pus-o cumva mai cu minte, dar atunci era harta Moldovei, peste drapelul european și deasupra a tuflit o chestie de aceea cu panglică de Colorado, ceva de felul ăsta cu... Iată așa ceva de felul ăsta. Deci a amestecat toate simbolurile și primarul a tras un mesaj că
75 de ani de la cel de-al doilea război mondial. Cum să plinească 75 de ani de la un eveniment care a durat 6 ani? A început pe 1 septembrie, s-a terminat pe 2 septembrie, dar n-a durat o zi și nici două zile. A durat 6 ani. Dar primarul atât a putut să nască. Și așa poza a putut să găsească. Bine că pe asta a găsit-o cumva mai potrivitică. A pus alături și ziua Victoriei și ziua Europei, din ăsta comod așa și împăciuitorist. Dar poza aceea era chiar penibilă. Și oamenii, Doamne ajută, mulțumesc, bravo, felicitări cu ziua biruinței, tot și cu calchiere, toată lumea. Și Hristos soviet. Nu văd niciun paradox în faptul, da? Că Uniunea Sovietică era ateie, total nereligioasă, toți erau comuniști acolo și zice Hristos soviet și Dumnezeu să ierte pe toți veteranii de război. Oamenii nu sunt deloc ridicolul și penibilul situației. Sau Vadim Rotar ăsta, a fost concurent al meu în diaspora. Și că a făcut studii, nu știu ce a învățat el pe aici, pe la București. Se laudă că felicitări tuturor cu 9 mai. Pe el l-am prins. A făcut studii la București și el calchiază rusește. Felicitări cu 9 mai. Bine că nu au zis felicitări cu maiul, cu parul, cu paștele și cu limba. E ziua când am scăpat de ciuma maro și se referă la ciuma brună nazistă. Și eu i-am zis, băi, a scăpat pe naiba, mișcări neonaziste macină și azi Federația Rusă. Și toată Europa e măcinată de neonazism. Cum ați scăpat Europa de nazism dacă și acum, inclusiv în Federația Rusă, sunt mișcări naziste și dacă cauți pe internet găsești o grămadă de manifestări de nazism. Cu ziua Victoriei, deci iată calchiere, cu ziua Victoriei, unde-i verbul? Vă felicit sau la mulți ani sau nema verbul, după modelul rusești. Și cineva îi amintește, băi, dar vedeți că a câștigat un despot, unul care permitea, de exemplu, să fie executați copii. Vadim nu crede, Vadim Rotar zice că e fals. Da, păi acum putem nega și Holodomorul și alte... și alte ilegalități sau deportările. Dacă vrea cineva să participe cu mine în polemică, în dialog, vă propun să mă sunați. Aveți afișat pe ecran cum puteți suna. Puteți să o faceți pe Viber, puteți să o faceți pe Skype, puteți să-mi scrieți un mesaj privat pe Facebook și atunci vă sun eu înapoi și o să vorbiți pe Facebook. Eugen Triv zice că e binevenit o lecție de istorie oricând. Da, dar cine ne dă lecțiile astea de istorie? Pentru că nu prea ne se vorbește. Prin școală trec toți ca gâsca prin apă și nu ascultă proful sau aud și nu-l înțeleg, că nu degeaba se spunea că în anumite teste românii de pe ambele maluri de Prut sunt cam analfabeți funcțional, aud, înțeleg cuvinte, dar nu înțeleg sensul frazei și nu știu să-l transmită. Sau iată, unii din ăștia deja sunt convinși că vorbesc aiurea. Da, bat câmpii. Bine că voi vorbiți exact ce trebuie. Și că englezii sunt cei mai rasiști din lume. O adolescentă poloneză de 17 ani s-a sinucis deoarece colegii ei de clasă o batjocoreau că e de altă nație. Deci înțelegi, Tudor Sârghi, pe ce se bazează? Pe un caz. Un caz s-a întâmplat în Marea Britanie, poloneză. Și el a dedus că toți englezii sunt cei mai rasiști din lume. Tudor Sârghi, cum poți să generalizezi așa? A? Pe un singur caz tu tragi așa o concluzie despre toată nația? Când se spune că nația britanică, prin ignoranță din ăștia ca tine, s-a lăsat manipulată în timpul referendumului Brexit de tot felul de fake news, de tot felul de mesaje venite pe internet mai ales sau pe telefon
și au votat pentru ieșire din Uniunea Europeană și acum regretă. Dar deja e târziu. Brexitul s-a întâmplat. Pentru că v-ați lăsat prostiți de orice gogoriță vă era servită pe internet. Băi, eu nu știu ce să zic în privința educației spirituale. La rândul meu am fost la biserică cu bunica mea pentru că ea era o autoritate. Dar ce se petrece acum? Merg cu Mercedes-uri plin de aur. Ce fel de spiritualitate? Se întreabă Alexandru Valeriu Popescu. Probabil despre preoți care umblă cu Mercedes-uri pline cu aur, pentru că nu se referă în mod sigur la enoriași. Dar sunt și enoriași care se duc la mănăstire, la biserică, fac tot felul de ilegalități, inclusiv fură, mint, jefuiesc, omoară. Și după aceea, după modelul Ștefan cel Mare sau Constantin și Elena sau cine au mai fost mari sfinți, la început au fost niște despoți, niște demoni, niște hoți, tâlhari și tot ce vrei, te spovedești, te pocăiești, plătești niște bani la biserică și poți să ajungi sfânt. Ha, deci bun model, băi, aveți voi la biserica voastră. Dar mie mi se pare periculos. Monologul ăsta al meu îl transmit în direct pe vreo 3-4 pagini de Facebook la care am acces și de aceea oricine mă vede poate comenta pe acele pagini sau poate să-mi ceară să participe în această emisiune. Vedeți sub mine, e desenat cu roz, pe Facebook cum mă găsiți, pe Viber cum mă puteți suna chiar în clipa asta sau pe Skype dacă vreți să intrați direct în direct cu mine, să-mi spuneți în față, de exemplu, Ivan Agheni, să-mi spui, tu ești un măgăruș. Îmi cer scuze dacă am spus greșit. Bine, eu sunt un măgăruș, da? Bun. Încearcă să argumentez ceva mai civilizat decât chestia asta, da? Pur și simplu că sunt măgăruș și cam obraznic, nu? Ca să zic așa, sau cum se cheamă chestia asta. Sunt un măgăruș. Dacă eu încă nu înțeleg ce fel de gel trebuie să producă Europa ca să spele rapănuista rus. Ion Ciobotaru, și ăsta e un mesaj greșit și îmi pare un mesaj xenofob, periculos, rusofob. Da? Pentru că nu-i problema în etnia omului, problema în ignoranța lui. Poți să fii român toată ziua și să fii un dobitoc, poți să fii neamț, britanic, poți să fii francez născut la Paris lângă Sorbona, de exemplu, și să fii un idiot. Nu contează etnia omului. Contează câți neuroni folosește din creierul lui cu care l-a dotat natura. Câte cărți a citit, câte filme a privit, cât de curios e să afle mai multe. Și nu contează etnia lui. Cum să speli Europa de Rusia, când rușii sunt peste tot și vor fi întotdeauna pentru că sunt o etnie, o nație mare. Na, bune. Multe etnii din Federația Rusă sunt neruse. Dar să zicem, cetățeni ruși sunt o grămadă, inclusiv moldoveni de-ai noștri cetățeni ruși, nu? Cum poți să vorbești așa, Ion Cibotaru? Nu vrei să ne reprezinți interesele moldovenilor ca să fii tu persoană să ne reprezinți și să ne conduci? Nu avem pe nimeni în cap ca cap în această țară. Mihail Cibotaru, mulțumesc pentru încredere, dar vreau să-ți amintesc că am candidat independent în 14. M-au votat 14.065 de oameni și asta a fost insuficient ca să intru în Parlament pentru că legea prevede prag electoral de 2% pentru independenți și pe mine m-au votat abia 1%. Deci când o să mai aveți ocazie, mai votați, poate o să intru. Acum un an am candidat aici în diaspora, pe circunscripția 50, oameni parcă răsăriți, cultivați, au văzut civilizația occidentală. Și ce credeți? Pe acela socialistul l-au votat mai mulți decât m-au votat pe mine. Cei mai mulți s-au grăbit să o voteze pe Maia Sandu, de parcă n-avea să ajungă deputat oricum, că era și prima pe lista partidului sau a blocului. Și era cea mai votată, era clar că o să fie cea mai votată în circunscripția 50. 82% au votat-o, nici Kim Chen Ir nu-i votat așa cum a fost votată Maia Sandu, de disperații din diaspora. Și tu îmi spui mie acum că pot să reprezint? Pot să vă reprezint, dar iată, nu mi-ați dat nicio ocazie să ajung în vreo funcție publică. Și am tot candidat. Am candidat și la primărie Chișinău și m-a votat 1,5%, 3500 doar. Am participat la concursuri ca să intru în funcții publice și cei din partide care decideau au preferat pe alții. Și iată-mă, tai frunză la câini, mă exprim pe internet, uneori mă mai cheamă la vreo televiziune să fac câte o emisiune și de vreo câțiva ani mă exprim pe internet.
sau pe stradă. Fac proteste, procese de judecată. Mă exprim cum pot. Valeriu Gușan, acum și te sun eu pe Skype dacă vrei să particip. Pentru că, din nou, mi-a reacționat telefonul și nu computerul. Dar eu, ca să te bag în emisiune, trebuie să te sun de pe computer. Deci, te opresc de pe telefon și te sun de pe computer. Colegul meu și patronul meu, Valeriu Gușan, e cel mai fidel vorbitor, a fost azi și în discuția mea de pe Facebook. Și iată, intră acum și de pe computer. Valeriu, deja te auzi, deci poți să vorbești și eu încerc să te bag în emisiune. Salut! Da, noroc! Tema discuției este Ziua Victoriei. În primul rând vreau să adresez o întrebare celor care serbează Ziua Victoriei. Ce serbează ei? Dacă în 32, secolul trecut, au avut un Golodomor, în Ucraina și în partea, spunem așa, Republica Autonomă Sovietic Socialist. Peste Nistru era așa o republică din 24 format, de anul 1924. Și acolo tot a fost foamete, pe când în partea asta din Nistru, da, în Chișinău, nu era foamete, erau autoritățile române și foamete noi n-am avut. Apoi, în 37-39, Marea Teroare a fost și s-a început conflictul armat între Hitler și Stalin și nu numai, care a durat, cum ai spus tu, 6 ani, sau spunem, etoghi, da? Totalul. Bine, doi ani ei erau aliați. Din 39 au împărțit Estul Europei între ei. Unul și-a luat Carelia, țările Baltice, Basarabia, celălalt a luat jumate de Polonie. Ce-au mai vrut ei acolo? Și abia în 41, în 22 iunie, au început războiul între ei și era foarte surprins Stalin, că parcă ne-am înțeles cu drugul Adolf și el și sare acum, cu cuțitul în spate, Mișelește m-a atacat, noaptea, la ora 4 dimineața, parcă a semnat acord de neagresiune. Aha. Și pe urmă, adică însă tot războiul ăsta, pierderile, dacă eu nu greșesc, 40 de milioane de oameni, da, au decedat, plus minus. Dar cei mai mulți au murit nu de gloantele fașismului sau fașismului, cât au murit în spațiul ăsta post-sovietic, anume de terorarea sovietică, de terorarea comunistă, deportări, chiar și în același conflict armat, în război, cei mai multe jertfe au fost jertfele din partea Uniunii Sovietice, care aiurea, multe aiurea, foamete, și au câștigat, bine, în 45 s-a încheiat războiul și în 47, 46, 47 au câștigat încă o foamete care au mai decapitat, au mai ușit încă oameni. Băi, și nu o să mă crez, aici în România am aflat că tot a fost foamete în 46-47 pentru că a fost un an foarte secetos și pentru că România plătea despăgubiri de război Uniunii Sovietice și ei tot au fost înfometați. Eu nu știam, mai ales partea dinspre Moldova, acolo au murit o grămadă de oameni de foame și nimeni nici măcar nu i-a numărat, pentru că România era condusă de un regim marionetă subordonat tot Rusiei. De asta n-am știut, nici eu. Păi și eu am aflat abia iată de când m-am mutat de 3 ani în România. Apoi, ce au câștigat ei, că partea asta care se consideră învingători, trăiesc mult mai înapoiat decât partea care îi desconsideră și consideră că se învinși, da? Asta e Japonia, asta e Germania, asta e Italia. Noi, practic, tot spațiul post-sovietic lucrăm. Dacă spunem așa, Dalnii Vostok, da? Orientul îndepărtat, se duce și lucrează la moment pentru China, Coreea de Sud, Japonia, cumpăr de acolo mașini sau chiar lucrează, economia lor lucrează pentru aceste state. Partea asta e Europa, da? Ucraina, Belarus, o parte din Rusia, întreaga România de Est, noi practic toți lucrăm pentru Italia, Spania, Germania, deci pentru statele care au învins. Păi am o întrebare logică. Cine este învingător și cine a învins și ce a învins? Pentru a fi câștigător, cineva trebuie să piardă. Și ce au pierdut ei? Și e tare paradoxal când îi vezi că fac paradă și defilează cu mașini,
cum ai zis tu, japoneze, coreene, mai ales germane, pentru că le plac mașinile bunișoare, nu? Defilează cu mașini germane și zic că ei au învins pe nemți. Da? Dar unde vis mașinile voastre rusești? Asta observ la multe persoane care consumă alcool mult, este așa un sindrom și aduc aminte un eveniment din viață și îl repet la orice beție de fiecare dată, nu știu, nu contează ce, care ei socot că e o glorie oarecare din trecut. Eu aș cu prezentul nu are nimic consistent cu ce se lauda. Și își aduce aminte vă 20-30 de ani în urmă, ceva cu armata legat, ceva cu tinerețea, o pățanie și o povestește la fiecare pas, la fiecare beții. Deja asta observ la mai multe persoane cu grad înaintat de alcoolism. Așa și cu tot spațiul ăsta post-sovietic. Deci nu avem cu cine mândri sau nu avem realizări cât uși de cât palpabil, fie că în economie, fie că în industrie, orice care o realizare, noi nu avem și ne ca inventăm o fabulă de asta, o oarecare victorie, care nici nu e a noastră, e mai mult, după 45 nimeni nu o sărbea victoria, deoarece era o rușine mare, era o tragedie pentru dânsi. Deci marea asta victoria lor a fost nevoie după anii 70, spunem așa, când Uniunea Sovietică a nimerit într-o criză economică și nu trebuia să menție, spunem așa, spiritul în societate într-o oarecare măsură și le crea adesea iluzii. Victorii, avem și noi cu cine mândri, când de fapt nu aveau cu ce să mândri, economia cădea din 70 deja. Era prea mare distanță între economie, lagărul socialist și cel capitalist. Asta se vede și le-a dat o iluzie la proști să mândrească, în principiu, cum și ei și nu ar trebui să mândrească, dar ar trebui să le fie rușine, mai mult că de jertfele astea care s-au adus în război. Dar unul îmi reproșează aici. Cum așa? Ce ești rus de zici că Antonescu a fost criminal de război? Că ci că nazismul... nu, bolșevicii au fost infinit mai rău decât naziștii. Și Antonescu n-a fost criminal de război. Eu Și știu mai despre mult. regele Mihai zice că nu era vorba de maturizare, că a întors armele atunci în august 44. El spera să-și scape pielea. Într-adevăr, Stalin chiar i-a dat ordinul cel mai înalt al Federației Ruse pentru trădarea, pentru întoarcerea armelor a regelui Mihai. Dar l-au lăudat și aliații ceilalți occidentali și l-au găzduit după ce a fost expulzat din România. Dar cum să nu admiți că Antonescu a fost criminal de război dacă el s-a proclamat dictatorul țării după modelul lui Hitler, Führer? Conducătorul suprem al țării și-a dat titlul de mareșal pentru că a ocupat Transnistria, nu? O făcuse până la Bug și odată administrație era condusă de la Odessa Transnistria. Vreo 2-3 ani a fost Transnistria gubernie românească. Și el și-a dat pentru meritele astea de război și-a dat titlul de mareșal. Și-au exterminat populație românească de origine romă și evreiască. Zeci de mii de oameni pașnici. Cum să nu-l numești criminal de război? Bărbații, capii familiilor, mai ales la romi, erau pe front, luptau pentru patrie. Restul familiilor, pus în căruță sau în tren și dus în Transnistria, mai ales în focare de tifos și de holeră, ca să moară de frig, de foame, de boli. Iar pe evrei chiar i-au împușcat. Pe toți. Inclusiv la mine în sat, poate ați văzut documentarul cel la masacru de acasă, inclusiv pe subprefectul de Bălți, care a fost, nu-i așa, un om văzut, politician, penelist în România interbelică, unul dintre frații Klinger, cu toată familia lui, omorâți, masacrați, fără nicio judecată, fără niciun temei logic și legal, decât pentru că erau evrei. Și tu numești că asta nu e grav? Tu numești că asta nu e criminal de război? Ori ești prost, ori te prefaci.
Și zici, are în vedere că au murit mai puțini oameni de păi acest criminal decât hai să numărăm în milioane victimele nazismului și ale bolșevismului, da. A bolșevismul chiar sunt mai mari decât a nazismului. Pare-mi, nu știu, ne-au calculat cam de două ori mai mari. Dacă din nazism au jertfele nazismului da, dar nici nu poți să zici. Milioane, a bolșevismului 40 de milioane. Dar nici nu poți să zici ca Vasile Silviu Stroie, bolșevicii sunt infinit mai răi decât naziștii. De două ori mai răi putem să zicem, da? Dar infinit mai răi nu. Sunt și unii și alții niște pericole sociale. Dacă de naziști am scăpat și i-am condamnat la Nürnberg, nu? Și a fost interzisă svastica, e bine, Secera și Ciocanu și cu Steaua Roșie n-au fost interzise și ele mai apar deseori pe frontispiciul unor instituții de stat și o grămadă de partide continuă să promoveze idei din astea neobolșevice, egalitate de proletari sau totul privatizat sau câte alte tâmpenii. Ei da, nu, cu privatizarea nu, gata, ăștia tineri care de-al Dodon au terminat ei cu privatizarea, ca să nu-i bine, ei sunt cei mai mari capitaliști. Nu, așa tot e greșește mare. Ei m-au făcut iluzia asta că noi am câștigat ceva. Nu le lămurești la nimeni și ce au câștigat, care-i prețul acestui câștig. În genere, pentru ce era nevoie de câștig, asupra cui. Pur și simplu niște formulări, niște cuvinte așa generalistice, vorbesc despre noi ne aducem aminte, victoria asupra fașismului, ce înseamnă fașismul? Nici așa care vorbește, să-l întrebi pe Vadale ce înseamnă fașism, el ați dăi o teorie, să-l întrebi pe Chicu, ați dăi altă teorie și tot așa mai departe. Și nici așa care ascultă, mult, nu înțeleg ce înseamnă fașism. Și nu poți face diferență între nazism, fașism și naționalism, nu poți face diferență între bolșevism, comunism, socialism, tot așa mai departe. Și cei mai mari capitaliști se declară de stânga, spun că sunt socialiști, crezând în Dumnezeu. Asta e ca avem și aici. Struțu Camilă sau cum? Da, da, da. E ca și spune ăștia acum. Așa că ăștia care tu cu ai spus cu privatizarea, nu, aici până la privatizare ai avut dreptate, dar privatizarea te oprește și n-au de gând să privatizeze nimic. Se prihvatizează, poate, dar te privatizat, nu? Adică păi nu, se naționalizeze, am vrut să zic să naționalizeze, da. Da, 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 să naționalizeze. Nu, ei sunt adepții proprietății private, atât socialiști. Cum a fost și Voronin, comunistul, care tot era și habotnic religios, și proprietar latifundiar, ficior, era și proprietar de bancă chiar. Ce, Valeriu închis, scuze. Înseamnă că am înțeles. Am înțeles că vrea să intre Ghenadie, frate meu, cu mine și sper să mă abordeze cu și pe Viber. Deci m-am mirat că și Ghenadie mă întreabă cu ce număr să mă găsească. E afișat pe ecran cu roz. Bleaha muha. Da, aici sunt. Hai, te sun eu sau mă suni tu? Cu video. Doamne, și de greu ne mai înțelegem. Frați, dar dacă suntem despărțiți, el e hăt în Islanda și eu sunt hăt din coașe. La Bucharest. Mă rog, mă auzi? Da, bade, te aud. Îți pornești camera sau numai așa? Mă uit unde e camera. Pe ecran. Wow, pe verticală. Hai, las, rămâi așa că te încadrezi bine cu mine. Cuvântează, te vede tot poporul. Eu doar consternat să văd că moldovenii n-au învățat nimic. Au trecut atâția ani de la ultimul război mondial, iar nația noastră a rămas la etapa în care se bucurau că cineva pe altcineva a învins. Adică mania asta de a sărbători războaie din start deja e păguboasă, pentru că glorificarea crimelor, glorificarea armelor, mai ales a armatelor, cine pe cine a învins, asta deja arată un pic de... Arătăm totuși un pic înapoieți. Și în momentul în care noi, basarabienii, suntem parte din țările, sau facem parte din țările, din popoarele care au avut mult de suferit din cauza că rușii au ajuns și pe teritoriul României,
Acum îi vezi cu drapele, îi vezi în mașini, fluturând drapele străine. Asta arată cât de influentă încă mai este Rusia în Moldova, cât de multe pârghii are Rusia pentru a-i face pe basarabeni să creadă că asta e și victoria lor. N-avem cu ce ne mândri. Consecințele războiului au divizat România în două părți, cel puțin, ca să nu mai zic deja de teritoriile înstrăinate în Ucraina, în Sud. Deci România a avut mult de pierdut din cauza războiului, iar după război, crima cea mai mare pe care a acceptat-o cumva și România, dar și statele din spațiul ex-sovietic, e că n-au cerut condamnarea criminalilor din Est. Nu e suficient să condamni doar nazismul, din momentul în care cele două puteri care își împărțau teritorii, care acaparau teritorii, care au distrus armate, au distrus nații, ambele se fac vinovate de acel război. Iar faptul că Rusia, Uniunea Sovietică, n-au fost condamnate la timpul lor, le permite ca acum să facă paradă din ceea ce ar trebui să fie, de fapt, o chestie tăcută. De ce nemții, de ce englezii, de ce francezii sau alte popoare din Europa nu se grăbesc să facă parade pompoase, să defileze cu arme, să arate mușchii? Pentru că ei înțeleg cât de grav a fost și înțeleg care sunt consecințele. Nu mai zic, Valeriu a observat foarte bine, ne place să, sau na, oamenilor din spațiul ăsta în care nu este informație, le place să facă paradă și să se bucure de victorie, mai ales mesajul ăsta idiot cu mojăm paftarit, dar tot ei se rup să ajungă în Germania la lucru și din Moldova și din Ucraina și din Belarus și din Rusia. Foarte multă lume se orientează anume spre Germania, ca fiind un standard de calitate, un etalon de calitate, ceea ce e mai mult decât straniu. Adică Dar voi lumea. spuneți că mojă de paftarit și tot voi mergeți și cerșiți locuri de muncă în Germania învinsă. Dar lumea La fel e glumește. și cu... Lumea glumește Poftim? că lozinca aceea de pe BMW sau de pe Mercedes, na Berlin, e incompletă, că în partea de jos trebuia să scrie Zazapcesteami. Cam așa e, cam așa e, da. Cel mai tare mă doare faptul că în capcana asta ajung să cadă foarte mulți oameni care habar nu au de istorie. În școală n-au învățat mare brânză, după școală n-au citit presă de calitate, iar acum sunt oameni care, Oleg, tu vorbești cu mine, că eu n-aud. Ciudat, oare de ce? Eu am tăiat microfonul ca să nu fie microfonie și în discuția. A, dar doar ai Acum văzut te că dau aud. din buză și te-ai oprit. Ok, bravo, bravo. Ce înseamnă, frate? Am trăit 45 de ani alături. Hai. Trebuie să văd ce sunet am dat la el. Cred că i-am dat un sunet greșit. De unde iau eu sunetul la... La Viber. Hai zi! El mă privește. Tocmai l-am lăudat. Acum ai oprit microfonul. Microfonul. Nu mai ai microfonul sau... Nu, nu zici nimic. Hai mai sună o dată, că nu se aude. Nu se aude nici microfonul tău. Oprește și mai sun eu o dată. Dar să văd întâi ce sunet îi dau eu, că poate am sunetul greșit. Settings, audio, video, input. E bun, microfonul e bun la mine. Așa, mă sună el. Bun, dar de ce n-a avut curaj? Ok. Acum te aud, tu? Te aud doar dacă îți deschid microfonul. Ia. Bine, hai. Gata, se aude. Deci spuneam că dacă școala nu își face datoria să informeze oamenii despre ce a fost acel război, despre care sunt consecințele, ce a avut de pierdut fiecare nație, s-ar putea și la 150 de ani lumea să iasă cu drapele în stradă și să cânte cu mojăm paftarit.
Eu contez pe oamenii care au un pic de rațiune. Și apropo, a fost chiar un exercițiu foarte bun astăzi. Am urmărit pe postările oamenilor. Foarte multă lume care a postat imagini cu Deviata Emaia și la story și pe peretele lor. Foarte ușor i-am identificat. Am scos vreo 35 de prieteni din ăștia, falși prieteni, care se bucură de pobieda altora. Eu mă gândesc că de la asta trebuie să începem. Curățirea listei personale de idioți, că altfel nu pot să-i numesc cei care se bucură de victorii străine, mai ales de victoria ocupantului. Și de la curățirea listelor să trecem la informare. Sunt foarte multe filme documentare în care vedem că acum 75 de ani sau acum 80 de ani când a început războiul, a fost o mare bătălie între imperii. Iar despre asta nu apucă nimeni să vorbească, că s-au bătut pentru noi teritorii cei care aveau nevoie de ele. Și în consecință au rămas tot așa foarte multe țări ținute la nivelul de subdezvoltare pentru că Rusia nu îndrăznea să se retragă, nu îndrăznea să scoată armata din țările respective. Deci dacă populația ar fi informată despre consecințele ce s-a întâmplat în țările europene după ce s-a terminat războiul, cred că am avea foarte puține motive de bucurie pe 9 mai. Amintiți-vă săptămânile trecute, acum 2-3 săptămâni, când cehii au îndrăznit, pe vreme de pandemie săraci, că altfel nu îndrăzneau, să dea jos monumentul unui general sovietic pentru care n-aveau nicio simpatie săracii, dar le-a fost impus acel monument și observați cum a reacționat Rusia. Mari cretini și ăștia de la Moscova au deschis dosar penal primarului din localitatea cutare, din sectorul cutare din Praga, care a îndrăznit să dea jos monumentul. Deci au deschis dosar penal pentru autoritate într-o țară străină. Apare întrebarea cât de autonomă e Cehia ca stat independent, cum e tratată de Rusia și cum s-au alertat autoritățile pe bune. Pentru că în momentul în care Rusia a reacționat atât de violent, virulent și exista riscul ca acel primar să-și pună viața în pericol, autoritățile Cehiei au pus la dispoziție pază și mi se pare o chestie rezonabilă să iei în calcul toate variantele în momentele în care rușii sunt atât de răzbunători și ar putea chiar să trimită killeri în Cehia. Asta arată cât de perfidă e Moscova în relație cu statele vecine, că nu are aproape niciun stat vecin cu care să nu aibă certuri, dispute teritoriale, războaie. Deja în momentul ăsta e foarte clar că Rusia nu va avea posibilitatea să-și îmbunătățească relațiile nici cu statele vecine, nici cu statele îndepărtate, atât timp cât aplică de fiecare dată forța fizică, șantajul economic, presiunea diplomatică și alt fel de forme de presiune. Amintiți-vă de militarii, grupuri foarte mari de oameni din Rusia înarmați care duc lupte în diferite țări, fie din Asia, fie din Africa, fie în diferite zone fierbinte, în care ei spun că nu sunt oamenii Moscovei ca militari în termen, dar în realitate rușii din numele lor duc tratative cu autoritățile din statele respective pentru anumite chestii. Deci un fel de Zelenie Celovechi care azi sunt, mâine nu sunt. Deci Rusia își impune modelul ei de viață, de comportament în diferite țări, iar asta cred că e regretabil. Nicolae Severin scrie comentarii. Azi în centrul Londrei, cineva din blocul vecin a scos o boxă mare pe fereastră și a pornit imnul Uniunii Sovietice la volum maxim, timp de câteva minute. Stau și mă gândesc ce a vrut el să demonstreze prin acest gest. Am impresia că Uniunea Sovietică, imnul URSS și acum e imn de stat al Federației Ruse. Poate cu alte cuvinte, dar e aceeași melodie. Vorbim mâine despre Hyde Park, Ghenadie. Luni se împlinesc 17 ani de la fondarea Hyde Parkului.
Mâine se împlinesc 12 ani de când ai fost reținut de bandiți în fața guvernului pentru că protestai să mă aperi pe mine, care eram închis din 8 mai 2008. Deci mâine s-ar vorbim despre Hyde Park, da? Bun, nu știu de ce nu mai vorbești. Alexandru Muntean, dă să mă uit de ce nu mai vorbești. Ești. Mă gândeam. Okay. Mă gândeam că ai posibilitatea să-mi întrerupi microfonul. Sunt 12 secunde diferența când am făcut așa. Deci eu ce aș vorbi, la tine ajunge cu întârziere. Nu, nu, nu. Imediat. Te văd imediat în emisiune. După aia pe Facebook e dare culul ăsta de câteva secunde. Deci eu te văd imediat. Și interacționez cu tine imediat în aplicație. În Viber, în aplicația OBS cu care transmit în direct. După aia pe internet, ce vorbesc eu și ce vorbești tu, ajunge cu întârziere. Dar noi suntem sincron. Ca niște frați, ceapa măsă, chiar dacă sunt 4.000 de kilometri între noi. Bine. Spor. Mulțumim, bade. Dacă mai vrei, mai intră. Cineva ne reproșează că n-am făcut armata, dar ne dăm cu părere despre război. Nu cred că e musai să faci armata. E chiar foarte indicat că să te dai cu părere despre război, mai ales pentru că n-ai făcut armata. Că dacă făceai armata, erai cumva părtinitor, erai parte din sistemul care o luat în bot și trebuie în bot. Deci eu cred că e mult mai nimerit să vorbești despre război fără să faci armata. Despre pace, exact. Noi suntem pregătiți pentru pace. Ei care au fost educați în ideologia asta belicoasă, războinică, eroizantă a veteranilor, ei sunt pregătiți pentru război. Noi suntem oamenii păcii. N-am făcut nici eu, nici tu armata, eu doar serviciu de alternativă, tu chiar nimic. Niciunul dintre frații mei n-au făcut armata. Și hai că eu am făcut catedră militară de încolo. Wow, da? Unde? La Chișinău, acum la sport sau la universitate? Profesorul Alcaș care vinea la curs și ne lăsați vorbi. Nu, nu știam, nu ne-ai povestit niciodată, poate mâine seară. La facultate de istorie. Mm-hmm. Ceau, vorbim. Fain, fain. Ceau, mersi, buddy. A plecat Ghenadie și scot ăsta de aici. Dicțuc, uite așa. Și acum citim comentarii. Alexandru Muntean, alt coleg al nostru din Hyde Park, zice: naziștii nu merită simpatie, trebuie pedepsiți pentru masacrele cauzate, pentru deportări, pentru holocaustul, etc. Alexandru Valeriu Popescu îi reproșează lui Dmitri acela că vrei să spui că tot ce ai făcut tu în viață bun e faptul că ai făcut armata? Trezește, armata nu te-a făcut om. Aia, Nicolae Severin l-a citit, comentariul lui. Gheorghe Lopotencu glumește că sunt veterani de 79 de ani. Păi, da, aveau 4 ani la război. Când se termina războiul, nu? Dacă azi fac 75 de ani de la victorie, oare câți ani trebuie să aibă veteranii cei ca să mai poată vorbi? Alexandru Popescu vrea să mă sune. Sună-mă pe Viber. Uite, s-a eliberat, Ghenadie a plecat. Pe Viber mă găsești cu numărul acela. Nu mă sunați pe WhatsApp, că nu pot primi apeluri pe computer. Dar pe Viber, Skype și Facebook Messenger, vedeți afișat pe ecran, mă puteți suna acum în direct pentru că e liber. Nicolae Timotin zice: nu s-au bătut, măi, între ele, dar cineva a vrut să cucerească bogățiile la alt stat? Ce bodogănești? Râd mulți de tine, Brega. Băi, mulți râd, dar iată 100 privesc și comentează și sunt de acord cu ce spun eu, sau iată cineva ne salută pe ambii frați Brega sau pe colegii mei din Hyde Park, iată și Răzvan Popa zice că ar participa în discuția noastră, dar dacă ar fi altă temă, el nu știu de ce nu se simte în drept să comenteze despre războiul 2 mondial. Dar ați văzut că e un titlu, am pomenit și COVID-ul și sunt mulți care se îndoiesc care exista SARS-CoV-2, care exista oameni care s-au îmbolnăvit. Azi unul m-a blocat pe internet că de ce am pus la îndoială? Nu. De ce l-am criticat pe el care a pus la îndoială? Nu, pe un coleg de-a lui, un prieten de-a lui, care a pus la îndoială că s-ar fi însănătoșit oamenii. Dar sunt deja 1.000.000 de oameni însănătoșiți la scară mondială. Vreo 4.000 în România, vreo 1.000 și ceva însănătoșiți în Republica Moldova. Oamenii care s-au infectat, au zăcut cât au zăcut, au fost forme ușoare sau total asimptomatice, sau au fost forme foarte grave, dar au supraviețuit.
organismul lor a dezvoltat imunitate și acum sângele lor e bun de donat altor bolnavi ca să reziste virusului. Deci iată o metodă pe care o descoperit oamenii de știință. Cum am îndrăznit să-i critic îndoiala lui? Păi eu nu mă pricep. Eu, dacă iau un microscop, eu nu știu. Mă uit la plasmă, de exemplu, la microscop. Eu nu știu care sunt leucocitele, care sunt anticorpii, care sunt virus, care sunt bacteriile. Habar n-am. Nu mă pricep. Dar am încredere în oamenii de știință. Numai voi difuzați, uite așa, poze și ziceți, wow, așa arată pamântul văzut de telescopul Hubble. Dar eu v-am spus la începutul transmisiunii acum o oră. Imediat mi s-a prins becul și a zis că n-are cum să arate pământul așa ceva, e fake. Am căutat pe internet și am aflat că fake-ul ăsta circulă de 4 ani. Am impresia că faceți un spectacol plănuit din timp. Dacă ați fi fost la vreo luptă să vâje gloanțele pe lângă urechi, atunci ați fi avut alte priviri. Dmitri Capriș, am fost la lupte. Și eu și Ghenadi am făcut arte marțiale, trântă. Ghenadi a luat de câteva ori berbiecul și cârlanul la noi în sat. A fost campion la trântă, la judo, la sambo în Moldova. Vitalie, alt frate al nostru, a fost vicecampion mondial la juniori la sambo la Harkov în 96. Când a intrat la facultate și a venit la București, l-am întrebat ce ai făcut și el a zis că am pierdut finala. Campionatul mondial de sambo la juniori. Iar Sergiu, fratele nostru cel mai mic, care s-a antrenat cel mai bine, a fost în lotul național olimpic, tot la judo, a fost multiplu campion la juniori al României la judo, medaliat cu bronz la Balcaniade în Grecia și era cât pe ce să ajungă la Olimpiada de la Atena, dar s-a lăsat de sport. Deci am fost la lupte, nu ne-au vâjuit gloanțe pe la urechi, decât foarte rar. Dar știm să ne luptăm. Tu știi să lupți așa cinstit, civilizat, pe tatame sau pe salteaua de luptă sau la trântă, că e mai sfântă, dezbrăcat până la brâu? Nu știi. Dar știi să lehăi din gură că războiul te face bărbat. Războiul nu înseamnă medalii, războiul nu înseamnă steagul pe Reichstag, războiul înseamnă muci, căcat, sânge, glod, moarte, lacrimi, trădare, împușcat din spate. Asta înseamnă războiul. De ce au murit de 3 ori mai mulți civili decât militari? Pentru că e o idioțenie războiul. Și sunteți tâmpiți cei care glorificați războiul. Oleg, eu apreciez că ați inițiat proiectul Partidul Verde. Nu cunosc cum ați ajuns la această soluție, dar vă susțin. Alexandru Popescu, Partidul Verde există de foarte mulți ani și în România și în Republica Moldova. Și de mulți ani e afiliat cu Partidul Verde European. De 3 luni eu am aderat la acest partid, sau de 2 luni, din 8 martie am participat la prima acțiune cu acest partid și de atunci fac emisiuni cu acest partid pe internet Verde în Față. Deci nu eu l-am inventat, eu am aderat pentru că mă regăsesc în valorile lor progresiste, drepturile omului, mediul curat, supremația legii, stat de drept. Astea erau comentariile pe care le-am citit de pe pagina de bază cu care transmit eu. Curaj TV. Și acum intru pe pagina Curaj TV, unde tot am transmisiune live pentru că pot. Să vedem și de aici comentariile până mai intră unii sau unele în direct, dacă le dă voie partidul. Dar de ce nu pot vedea comentariile? O să le văd de aici ea. Aici așa. Oprim sunetul, nu-i nevoie. Brega, ce cânti tu acum? Renat Rusnac, trebuie să pui semnul întrebării după astfel de propoziție interrogativă. Și cânt ce știu. Te-am învățat la lecțiile de istorie și mulțumesc profilor care m-au învățat în școala din sat. La facultate când mă pregăteam în 91 de admitere, după aceea la facultate când am intrat, doamna Lazar, mulțumesc că am învățat multă istorie de la dumneavoastră, și din biblioteci, și de pe internet, și de la televizor. Deci eu cânt ce am învățat, dar voi ce repetați, ce v-au spus ca la papagali, niște troli, niște minciuni? Uh.
În sud nu a pierdut nimic. Caliacra a fost bulgărească. Ciprian Popa vorbește nu știu în ce context. De ce Biserica Ortodoxă de Moldova nu se afiliază cu BOR? Măcar atât. Tot Ciprian Popa ne întreabă. Pentru că Daia, pentru că Republica Moldova e ocupată de 200 de ani și biserica din Basarabia a fost băgată în sânul altui BOR, Biserica Ortodoxă Rusă. Îs ambele două surori pravoslavnice la fel de nocive, toxice, periculoase pentru democrație și pentru drepturile omului. Deci mare schimbare nu o să facă dacă Biserica Moldovenească o să se afilieze BOR. E afiliată Mitropolia Basarabiei și ce mare brânză, cu ce mai brează Mitropolia Basarabiei decât Mitropolia Moldovei. Una e agentă de influență a Rusiei și alta ar fi agentă de influență a Bucureștilor, că mă uitam azi la știrile de la TVR Moldova și e curată propagandă. Ambasadorul a făcut așa, ministrul a făcut așa, totul despre România, mai că nu vorbește despre Republica Moldova. Sau doar ce a făcut România în Republica Moldova. Nu vorbește despre ce s-a întâmplat cu adevărat și cu bune și cu rele. Trebuie de interzis prin lege steagul lui Colorado. El nu ne reprezintă ca stat. Păi nici nu reprezintă un stat steagul cel al Colorado și se pare că el nici măcar nu exista atunci în timpul războiului. Atunci în timpul războiului era singura flamură de război, drapelul roșu comunist. Abia după aceea a inventat nu știu care, a reciclat drapelul, cel care se spune că aparținea nu știu căror mișcări naționaliste, extremiste. Deci e foarte recent panglica aceea bicoloră, brună, tot brună și cu negru. Și nu cred că dacă o să o interzici, o să obții mare lucru. Și ce dacă am interzis svastici? Și tot una se afișează peste tot. Dar trebuie monitorizate mișcările astea naționaliste, neonaziste, xenofobe, pentru că sunt pericol real pentru toată Europa, nu doar pentru România, Republica Moldova, Federația Rusă. N-avem nevoie de vaccin, noi suntem cu imunitate, râde Mihai Ciobanu. Să mănânce mai puțin McDonald's. S-ar putea că mâncarea aceea fast food să-ți scadă imunitatea, dar eu nu cred că pătlăgelile crescute acasă sau la voi în sat sau pe malul bâcului adăpate cu apă din bâc unde s-a pișat, s-a căcat tot Chișinău, toate satele de până la și după Chișinău, scurgeri de la stațiile de epurare sau din Nistru, nu-i deloc mai curată apa. Poate în Prut e curată apa pentru că e graniță și pentru că e sârmă ghimpată și pentru că nu prea sunt afluenți la Prut și se duce curat de unde vine el, din munți. Pe când Nistru, Răutul e foarte poluat și de acolo bea apă Chișinău și de acolo se udă grădinile și de acolo se intoxică toată producția agricolă. Deci nu prea cred că îți fortifici sănătatea cu castraveți sau roșii sau vinete stropite din Răut, Bâc, Nistru și tot așa. Deci imunitatea noastră e deteriorată în primul rând de stres, pentru că nu știm să ne gestionăm emoțiile, sarcinile, problemele, și după aceea de mediu nesănătos, și nu doar apa, dar și aerul e poluat și solul e poluat, nu vă mai spun câte chimicale, câte îngrășăminte, câte erbicide, cât dust, cât mercur, câte alte căcaturi avem în pământ. Ce, astea sunt toate întrebările? Hai să mai vedem cine mai scrie pe Facebook. Nu-s de ăștia care vor să participe în emisiune. Dacă nu-s mai fie doritor de a vorbi și eu deja m-am exprimat și deja e trecut de ora 10 și ar trebui să fac liniște, s-ar putea acuși să opresc transmisiunea, mai ales că avem și mai mult de o oră deja. Constantin Vrabie zice că sunt bravo și îi mulțumesc pentru compliment. Ioana Crăciun m-a distrat cu Doamne ajută, probabil nu știe. Eugen Trif, sună-mă, dar pe Skype curaj.net, nu mă suna pe inamicul public pentru că telefonul deja e și închis, dar pe Skype curaj.net, sau dacă vrei, te-am sunat mai ieri eu și ar trebui să te am pe aici. Ia uite-l și îl sun eu acum pe Eugen și o să fie al treilea vorbitor după Valeriu și după Ghenadi, după care probabil o să închidem, să-l auzim pe
Un român din Germania, Valeriu fiind din Polonia, el frate meu fiind din Islanda. Tu trei români, dar tu trei plecați peste hotare. Cum să înțeleg? Că nu răspunzi sau cum să înțeleg? Am oprit și dacă o să vrei o să mă suni dumneata, Eugen. Nu știu când. 3 minute în urmă m-a întrebat dacă. Sună-mă pe Facebook, dar nu îți poți vorbi decât audio, nu o să te pot vedea. Și oricum o să-ți reproșez neapărat pentru că te-am văzut făcând transmisiuni live de la volan. Ceea ce este și ilegal, și periculos și nu știu ce transmiți cu asta. Decât că îi încurajez și pe alții să facă asta și ai văzut câte accidente s-au întâmplat în direct, live pe Facebook sau pe alte rețele sociale. Alexandru Valeriu Popescu vrea să vorbească, dar nu reușește pe numărul roz. Cum nu reușești dacă încerci să mă suni pe Viber? Pe numărul ăsta nu mă suna pe telefon, pentru că e din Moldova și eu nu am roaming. Doar pe Viber cu numărul ăsta. Așa și scrie acolo. Viber. E scris românește. Cu litere latine. Deci cu numărul celă mă pot suna pe Viber. Sau scrie-mi un mesaj și te sun eu înapoi. Oh, stai că mă sună Eugen pe Facebook. Pentru că nu poate să mă sune. Eugen, nu o să putem vorbi pe Facebook, pentru că vrei să mă suni pe video, iar eu video nu pot să-ți dau. Pot să te sun înapoi doar pe audio și numai așa pot să intri în direct pe Messenger. Altfel va trebui... Dar unde? De ce nu te văd? Trif. Hai să-l văd așa. Altfel va trebui... A, uite, îl văd. Și-l sun eu. Îl sun cum îl sun. Audio, de ce nu... A, uite aici. L-am sunat pe Eugen Trif pe Messenger. Numai audio puteți să vorbiți pe Messenger. Numai audio poți să vorbești pe Messenger, mă auzi? Da. Ok. Deci nu încerca să pornești camera pentru că nu pot să te dau... Nu pot să-ți dau imagine de la cameră pentru că imaginea e folosită de mine în transmisiune live. Dacă ai fi vrut cu video, trebuia să-mi răspunzi la Skype sau să mă suni pe Skype. Ok. Ai văzut apelul pierdut? Sună-mă pe Skype. Ok. Și se cheamă că vorbim românește, dar ne înțelegem pe nemțește. Să vedem ce părere are și Eugen Trif despre Marea Victorie. El e în inima Germaniei. Să vedem dacă s-a dus acolo ca învingător sau... A, nu. Tot nu mă apelează pe... Nu știu de ce nu mă apelează pe... Ciprian Popa din Iași. Probabil vrei și tu să vorbești, dar nu... Nu putem. Eugen, sun eu acum. Nu știu de ce când mă sună oamenii mă apelează întâi telefonul și nu computerul. Abia acum. În sfârșit. Nu știu, nu, eu nu te văd. Nici nu e necesar, ești în direct, eu te văd și te arăt. Eu sunt cu imaginea folosită în emisiune de aia. Păi ce să zic, salut pe toată lumea care se uită la... Da, tocmai le spuneam oamenilor că ești în Germania, ești acolo ca eliberator, ca învins, învingător, în ce calitate ești? Aliat sau dușman? N-am niciun fel de calitate aici, sunt doar un simplu muncitor care încearcă să-și câștige un colț de pâine într-o altă parte a lumii. Ok, cum te tratează nemții? Cum te tratează ca pe coleg, angajat, prieten, dușman, sclav, când aud mulți se plâng, Europa ne exploatează, suntem sclavii lor. Uite, să știi că... Ai cătuș acolo, da? Deci ești încătușat. Da, îmi scot cablul de la încărcător. Ah, ok, da. Vrei să vorbești mult. Da. Nu, uite, ce vreau să spun.
cei mai buni prieteni ai mei, am și câțiva români, dar cei mai buni prieteni ai mei și de fapt unul dintre cei mai buni prieteni ai mei este un sas. Un sas plecat în Germania din 79, era copil, avea 9 ani, la vremea aia, sau 10, și de atunci, de 40 de ani, e aici, în Germania. Sașii fiind un fel de nemți, da? Da, sașii din Transilvania. Uh-huh. Nemții din Transilvania, sau cum vreți să le spunem. Noi da. Le spunem sași. Nu știu de ce se numesc sași, dar înțeleg că sunt nemți. Că Iohannis e tot un sas din Transilvania, e un neamț, da? Exact. Okay. Le spune saș. Nici nu știu. Da, păi se poate căuta, găsim, Google ne spune. Da. Ei au venit din conducea din 79 aici. Ne-am întâlnit cum să zic, așa, la locul de muncă. El a fost unul dintre cei care m-au ajutat de-a lungul timpului de când sunt aici, de 3 ani jumate, de 4 ani jumate, m-a ajutat de foarte multe ori de-a lungul timpului. Acum și eu îi întorc partea reversul monedei și eu îl ajut pe el în activități din astea. El fiind un crescător de albine, îl ajut de fiecare dată când pot. Și, cum ziceam, e un sas plecat de lângă Sighișoara, din România, care la ora actuală nu mai are, cum să zic, în afară de casa părintească și de niște pământ redobândit după legea 2000, nu are absolut pe nimeni și nimic care să îi mai atragă în România. Și de azi n-am nicio calitate, nici de învingător, nici de învins, nici de absolut nimic. Păi și ieri am făcut un interviu cu o basarabiancă care lucrează în Germania, la o familie tot de nemți, dar plecați din Basarabia mult mai devreme. Din sudul Basarabiei erau sate nemțești. Da. La firma la care am lucrat ultima dată aici, lângă Nuremberg, cu preponderente eram români, sași, și oameni de origine rusofilă, să zicem, ucrainieni, nu mai știu, mai era încă dintr-o țară, îmi scap acum numele la țara respectivă. Belarus, probabil. Nu Belarus, mai ines. Păi după Rusia nu mai este decât Armenia, Georgia în Caucaz și Azerbaijan și după aceea Turkmenistan, Kazahstan, Uzbekistan, câteva stanuri mai sunt pe acolo. Da, îmi scapă numele la... Să nu zic, poate nu-i țară, poate mă încurc, poate nu mă opinge, poate în fine. Poate să fie vreo republică în Rusia, da. Autonomă. Și mai aveam iar un coleg care era chiar rus, venit din nordul Rusiei, aproape de acolo, de la Cercul Polar, care era și el de foarte mult timp aici în Germania. Deci cam ăștia eram muncitorii la fabrica respectivă. Oameni cu care, să zic, sau oameni care erau cu capul pe umeri, oameni care sunt, nu știu cum să zic, civilizați. Eu m-am lovit de ei, acum îl aveam pe colegul ăsta cu care sunt prieten, dar nu tot timpul lucram pe același timp cu el ca să mă ajute. Și m-au ajutat foarte mult și rușii respectiv. Chiar foarte mult. M-au arătat multe chestii, m-au sărit în ajutor dacă n-am știut ceva sau nu am putut face ceva sau așa mai departe. Deci chiar n-am avut niciun fel de problemă cu ei.
Fani, deci oamenii se înțeleg între ei indiferent de ce rol au avut în războiul 2 mondial, de ce etnie sunt, de ce religie sunt, dacă oamenii sunt inteligenți, se ajută unii pe alții, se tolerează, se respectă. Am mai avut un coleg dar din nordul, să zicem, din Bucovina. O parte din Bucovina în România, o parte în Ucraina. Da, el era din partea cea ucrainiană, care el mi-a povestit că părinții lui știau și românește. Și cu toate că el nu avea nici, cum să zic, nici măcar numele, să zic, transformat în numele său. Cum era o perioadă la noi, când în Transilvania, când schimbau numele românesc în numele unguresc. În toată discuția asta care o avem despre al doilea război mondial, nu cred că ar trebui să uităm și pe Horthy. Nu cred că ar trebui să-l uităm, pentru că și armata hortistă sau armata condusă de Horthy au făcut multe și mari atrocități în partea de Transilvanie, dată tot de același mare mareșal Antonescu, făcută cadou. Nu cred că ar trebui să uităm nici pe ei. Păi da, noi condamnăm crimele tuturor naziștilor și a tuturor bolșevicilor și nu neapărat să le zicem pe nume. Eu nu știu ce s-a întâmplat în Transilvania, în Ardeal, în războiul 2 mondial, dar știu că și acolo au fost exterminați evrei. Foarte mulți duși chiar în lagările de concentrare și la lagările de exterminare. Să nu uităm, sunt câteva localități care au avut foarte, foarte multe victime din cauza armatei maghiare. În momentul în care o parte din Transilvania a fost cedată Ungariei, ei au năvălit, că ăsta-i termenul, și au început să omoare populația civilă. Foarte, foarte mulți oameni, pur și simplu, au fost executați. Deci nu, ăsta e cuvântul, executați. Deci pe internet se pot găsi mărturii ale oamenilor respectiv din județele din Oradea, din Sălaj, din Cluj. Partea aia, deci, inclusiv eu am făcut armata și fiind militar la Beiuș, județul Oradea, am participat la o comemorare a martirilor, le ziceau, acelor ucis de armatele hortiste, care pur și simplu mi-au lăsat, așa, nu știu cum să spun, o scenă apocaliptică, în sensul cum au putut muri acei oameni. Au fost torturați, au fost împușcați și pe urmă, ca să nu-i poată condamna cineva sau să le găsească trupurile la acei oameni omorâți, i-au aruncat într-o groapă de var și i-au descompus acolo cu varnitii. Deci astea erau atrocitățile care se întâmplau, inclusiv copii nevinovați pe stradă au fost executați de ei. Așa se întâmplă, așa se întâmplă de regulă în război, oamenii sălbăticiesc și scapă de orice răspundere în fața legii. Dacă acum, pe timp de pace, în Uniunea Europeană se întâmplă atâtea abuzuri făcute de jandarmi sau de civili sau făcute de polițiști sau făcute de funcționari publici sau... Îți dai seama ce se întâmplă în război când nu-i nicio lege, când nu te vede nimeni și când toți sunt armați? Și să nu negăm că există și propagandă. Când auzi că se vorbește de copii și de femei gravide, să știi că poate fi propagandă. Cel mai des se pomenește despre victime, copii și femei gravide, ca să supere, ca să irite, ca să îngrozească oamenii. Da, dar uite, totuși, după al doilea război mondial, totuși, Europa nu a învățat nimic.
și să nu uităm ce episodul din fosta Iugoslavie. Păi cum se învețe dacă eroizează războiul și spune că a fost minunat și că veteranii de război sunt minunați? Cum minunați dacă au omorât oameni și ei erau carne de tun la rândul lor? Trebuie să ne fie milă de ei. Nu să-i eroizăm și să-i glorificăm. Nici pe veterani, nici războiul. Păi, da, acum să zicem, nu știu, poate omul de rând sau regula în armată, ordinul se execută, nu se discută, știi? Dar tot acolo și în armată și în poliție se spune, dacă e un ordin ilegal, ești obligat să nu-l execuți. Dar cine se împotrivește vreodată? Toți execută orice ordin. Ca și, cum îl chema, șeful de poți Bordei de la mine din sat. Primea ordine în scris, omoară toți evreii din sat. Erau 300 de oameni, 10% din populația satului și i-au omorât. Ți închipui și era jandarm, pielea curcii. Jandarmerii nici acum nu și-a recunoscut vină pentru astfel de crime, de abuzuri. Ea era în spatele frontului, nu participa la război, nu erau militari. Și oamenii cei pe care i-ați omorât erau femei, copii, bătrâni, oameni civili pașnici. I-au băgat într-o casă, i-au omorât, i-au căsăpit pe toți. E, cum poți să tolerezi așa ceva? Cum poți să negi așa ceva pentru că riști să repeți? Da, dar tot așa s-a putut tolera și am putut tolera atâta ani după Revoluție, după revenirea democrației în România, pe unul ca torționarul Vișinescu, care nici el, până la urmă urme, nu și-a recunoscut faptele care le-a făcut la penitenciarul Pitești, sau unde era, prin acele torturi aplicate. Păi exact, să nu ne ducem prea departe la războiul 2 mondial sau la Holocaust, când iată ce s-a întâmplat cu 30 de ani în urmă la Revoluție. Simulau că nu știu ce, teroriști, și împușca populație pașnică și acum aici în drumul taberei este un obelisc. A fost în armată nicio predat război psihologic. Atunci la Revoluție a fost cel mai mare război psihologic trăit în România. Sincer, părerea mea. Și uite că acei care au fost sau sunt vinovați pentru acele crime încă nu sunt judecați. Unii au avut funcții foarte înalte, cum Iliescu, președintele... Roman prim-ministru și Gelu Voican Voiculescu și tot așa. Nu, dar ce ziceam, că nu doar acum, atunci 30 de ani urmă sau la Mineriade după aceea în 90 s-au mai făcut astfel de tâmpenii. Acum 5 ani s-a instalat în drumul taberei un obelisc lângă o unitate militară care aparținea SRI-ului și spune că e în cinstea victimelor teroriștilor. Acum 5 ani ei pretindeau că existau teroriști când s-a demonstrat că nu exista niciun teroriști, că de fapt a fost o mare cacealma, o minciună și se împușcau între ei tâmpiții de securiști, de militari și mai ales se împușcau oamenii civili. N-a existat niciun terorist. Cum poți să faci obelisc în mijlocul orașului și să scrii pe el victimilor teroriștilor? Au luptat cu teroriștii. Care teroriști, băi? Cât o să ne aveți de tâmpiți, de proști? Ole, se poate face așa ceva, pentru că dacă te duci numai departe, dacă te duci în Parlamentul Românesc, jumate de acolo sunt mulți, sau cum să zic, cei mai mulți sunt ăia foști comuniști. Sau odraslele lor. Da, exact. Sau dacă nu sunt ei, exact, ei au pe altcineva interpus acolo și ei, ăștia tineri, sunt doar niște marionete. Eu am și un exemplu de om pe care e deputat la ora actuală, liderul deputaților liberal, care și el până la urmă e o marionetă. Cineva, el era, cum să spun, om de presă ca și celălalt, tot de la liberal, scrie articole în presă despre Partidul Democrat Liberal și despre PNL și așa mai departe, și el din presa locală a fost promovat direct în Parlamentul Românesc. Direct acolo a fost promovat. Dar promovat de cineva care a fost prefect de Alba și pe urmă a ajuns și el, nu știu exact, senator sau deputat, ce funcție a avut vreo 4 ani de zile. El respectiv o plecat și are acum marioneta pusă acolo sus, care
Vrea să ne spună nouă cât poate fi de democrat și de cât iubește democrația sau mai știu eu ce alte chestii. Și eu și libertatea, că e partid liberal, da. Da, am o repulsie de nu știu. Nu, bunicul meu, fie Dumnezeu să-l ierte, că e decedat de destul de mult ani, îmi spunea câteva lucruri pe care le-am ținut minte de la el, știi? Adică el ura două partide, Partidul Comunist și Partidul Liberal. El nu a putut să ierte niciodată Partidul Liberal pentru că o dezarmat în fața comuniștilor. Și l-au lăsat lucrurile ca să-l poate să decurcă în așa fel ca regele să fie constrâns și obligat să abdice. El nu putea să le ierte treaba asta. Deci o murit din lume și el nu vrea să audă măcar de liberat. De comuniști nici atât. Da, dar și asta e o tendință greșită, ca și condamnarea în grup a tuturor etnicilor, ruși, germani și în tot felul, să condamni un partid existent, istoric, pentru faptele liderilor acelui partid cu 80 de ani în urmă, mi se pare cam greșit, nu? Da, dar el nu putea pentru că... El nu putea să-l ierte, da. El nu putea să-l ierte pentru că în concepția lui, când comuniștii orăniși au făcut ceapeurile sau polvorile. Eugen s-a întrerupt, nu știu, a apăsat cred că cu degetul pe butonul de stop și s-a întrerupt. Mă somează să răspund Nicolae Timotin la acuzațiile Marie Olaru, fosta noastră colegă de Hyde Park. O să răspund acum și mâine când o să avem o discuție la aniversarea 17 ani de la fondarea Hyde Park. Ai apăsat probabil pe buton și a ieșit din greșeală, nu? Nu știu ce s-a întâmplat. Eu n-am apăsat nimic. Dar în schimb, acum te auzi foarte bine, mă gândeam să-ți sugerez să verifici cu casca, poate ai probleme tehnice la ea, dar se pare că era o conexiune proastă. Acum se aude foarte bine, dar atunci s-auzea cu pârâit, o să aveți înregistrare, s-auzea foarte prost. Ei, cum o să-mi continui ideea cu bunicul, în mintea lui sau nu știu cum să zic, el îi vedea vinovați pe ea pentru că el a rămas fără pământ, a rămas fără modul de a-și câștiga existența aia pe care o știa el. Niciodată nu a fost, cum să zic, i-au luat pământul, i-au luat tot, dar el în CAP nu a fost înscris niciodată și nici comunist. Muncea doar, cum să zic, cum ar fi acum PF-ul, cu autorizație. PFA. Era zidar și toată viața lui a lucrat doar cu autorizație. Niciodată nu a acceptat să lucreze angajat la o firmă de stat sau cum era pe timpul ăla, sau la CAP-ul sau în altă parte. Niciodată nu a acceptat treaba asta. Pentru că ura foarte mult și comunismul și pe liberal pentru chestia aia atunci. Petrecut în tinerețea lui, când el avea 23-24 de ani, mai țin minte exact, când vorba aia, au rămas sărac lipit pământului. Tot atunci, în perioada aia, a avut ocazia să-l cunoască la Blaș pe un fost general de armată, pe generalul Mociunski, care a fost coleg de academie militară sau de facultate, mai rețin bine minte, cu fostul președinte al Franței de după război, Charles de Gaulle, care om era încătușat de comuniști și pur și simplu muncea, era obligat să muncească, l-a făcut la Blaș, erau pe vremea aia cote, fiecare persoană în funcție de pământul care îl avea trebuia să dea o anumită cotă către stat, să plătim daunele către marile URSS. E,
El ducea fân cu carul cu boi, aia era pe vremea aia, și omul respectiv era pus să-i descarce lui fânul din car. General participant la al doilea război mondial. Doar pentru simplu fapt că nu a acceptat, cum să zic, comanda rușilor și a regimului care a urmat la noi după abdicarea regelui. Pentru vina asta, generalul a fost condamnat la închisoare. Fiind scos câteva zile, când Charles de Gaulle a venit în vizită la București și o ținut neapărat să se întâlnească cu colegul lui. Atunci a fost prezentat. Nu mai știa de unde să-l scoată comuniștii și să-l aducă să-l prezinte. Cam astea sunt, nu știu cum să spun, rănile care ar trebui să le ține minte mulți ani de acum încolo și cred că ar trebui să mulțumim, nu știu la cine ar trebui să mulțumim, că noi facem parte din această Uniune Europeană, că facem parte din NATO, că facem parte din ONU și așa mai departe. Numai că noi nu suntem încă conștienți de treburile astea și ne culcăm așa pe urechi, adică nu știu cum să zic, nu este zi din viață în care să nu aud pe cineva care să aducă injurii Uniunii Europene sau la NATO sau mai știu eu la cine, că din cauza lor România o duce rău, că din cauza lui aia, că din cauza lui ceilalți, că din cauza lui nu știu care. Nu, România o duce rău din cauza celor pe care i-am votat de-a lungul timpului. Și atât. Și atât. Uniunea Europeană a dat României bani. Vă dăm bani. Faceți autostrăzi, vă dăm bani, faceți de mare viteză. Uite, coridorul pan-european 4, care pleacă cale ferată de mare viteză de la Nuremberg la Istanbul, în Turcia, a durat 10 ani de zile până când România o a acceptat, ea ne participând nici măcar cu un ban la proiectul ăsta, banii veneau toți de la Germania, de la Austria și de la Uniunea Europeană. Au durat 10 ani de zile doar tratativele ca România să accepte să se facă coridorul pan-european 4, care nici măcar în zi de astăzi nu e gata. În care eu, dacă ar circula acel tren, m-aș urca din Nuremberg, de unde sunt aici, m-aș urca în tren și în 13-14 ore aș fi acasă la Alba Iulia, nu știu, odihnit, frumos, fără stres, fără absolut nimic. Dar uite că încă nu este gata. Cel puțin în Alba lipsesc vreo 5 km din traseul de cale ferată de mare viteză, pentru că niște băieți inteligenți, când au făcut studiu de fezabilitate, ei n-au văzut că bucata aia de teren este o mlaștină pe malul râului Mureș. Și când au început construcția, au constatat că lor le iasă apa deasupra și n-aveau soluții cum să construiască calea ferată mai departe. Au construit pod nou peste Mureș și se termină brusc și dintr-o dată calea ferată în câmp. Cum se gata și autostrada de la Deva la Lugoș. Se gata într-un deal. Sau cum se gata, vorba ta, podurile peste Prut în drum și gata. În câmp se termină. Au făcut poduri, au câștigat granturi europene, dar n-au făcut drumuri de acces spre podurile cele. Așa cum rămânem cu cele 8 poduri făcute pe timpul războiului. Ca să treci de la Ungheni la Iași, îs 19 km direct dacă ai merge peste Prut. Peste podul de cale ferată care ai făcut încă de tot în perioada interbelică, ai 19 km.
Nu, trebuie să mergi pe la Albița, vreo 60 de kilometri, un ocol. Și toată lumea merge așa și nimănui nu-i dă în gând să facă un pod peste Prut. Iar în nord încolo au făcut pod, dar nu au făcut drum de acces. E, uite așa lucrăm noi, de mântuială. Și nu, nu ni se spune, dar știm că 80-90% din fondurile pe care ne le alocă Europa, mai ales pentru infrastructură, nu le folosim pentru că nu avem cap să scriem proiecte. Să zicem, oameni buni, iată asta vreau să construiesc, atâta costă, în atâta timp, nu scriem proiecte. Pentru că de acolo nu se poate fura. Se fură din bani publici, din bani interni, dar la banii europeni nu se umblă pentru că e cam greu de furat de acolo. Și atunci stau banii alocați, dar nu ajung în România. Și de asta autostrăzile se construiesc cu mileniile, ca să zic așa. Și căile ferate acum merg mai încet, CFR-ul, trenurile CFR, merg mai încet decât pe timpul războiului, decât în perioada interbelică. Exact. Cel puțin partea de cale ferată care străbate Alba Iulia e electrificată, nu știu, de cel puțin 40 de ani. De fapt, eu de când mă știu calea ferată electrificată. Niciodată, sau cum să zic, eu n-am prins vremea când calea ferată respectivă, să zic, care venea de la Teiuș către Brașov, să fi fost neelectrificată. Eu nu o știu. Să nu fi fost electrificată. Știu partea de la Copșa Mică, de exemplu, la Sibiu sau la Râmnicu Vâlcea, unde mergeam des, că de acolo aveam bunici din partea mamei. Aia da, era neelectrificată, dar cealaltă de la Teiuș, Brașov, era electrificată. Și e păcat, pentru că cum să zic, partea asta de transport public cu trenul și de mărfuri cu trenul a fost cam trasă pe linie moartă și noi stăm și ne plângem că murim pe drumurile alea care le avem noi, le-am denumit foarte, foarte frumos, drumuri europene, când i-a ales niște drumuri cu câte două benzi. Hârtoape. Drumurile Da. morții sau drumul ambuteiajelor, cum e DN1 prin Valea Prahovei, Exact. numai acum, pe timp de pandemie, se poate circula liber. După aia, că e weekend, că e zi de lucru, poți să petreci 5 ore ca să ajungi până la Predeal sau până la Bușteni sau până la Brașov. Corect. Singurul drum care trece peste munte pe care am fost, dar acum cu condiția că nu am fost sus către nordul țării, care l-am trecut și de fiecare dată nu am prins ambuteiaj, nu am prins absolut nimic, e doar Pasul Uitus. Atât, mergând înspre Bacău, ăla e singurul drum pe care nu l-am prins cu ambuteiaj, dar dacă te duci pe Valea Prahovei sau dacă te duci pe Valea Olcului și să treci în partea cealaltă, tot timpul sunt ambuteiaje. Pe Valea Olcului nu mai vorbesc. În loc să faci 2 ore cu mașina, știu eu, sau 2 ore jumate de la Sibiu la Râmnicu Vâlcea, câteodată faci 4 ore pentru că te duci Dacă mai cu prinzi cinci. un accident, poți să stai toată noaptea să aștepți Corect. să degajeze. Adevărat. Dar de-aia vreau să zic, transportul feroviar l-am pus pe butuci. Nu știu de ce, nu știu care au fost intențiile, nu știu care. Pentru că toți miniștrii care au fost la transport ne-au spus că nu este rentabil. Normal că nu este rentabil, pentru că dacă fabrica X începe munca la 7 dimineața, tu pui trenul să plece din, nu știu, unde are, dau un exemplu la mine, pleacă din Blaj spre Alba, da? Dacă e la 7 trebuie să fii în Alba, trenul pleacă la 7 din Blaj. Deci n-ai cum să fii profitabil. De ce nu îl pui la 6 să plece din Blaj, atunci într-o oră cu trenul, oprind din stație în stație, ajungi până la 7 ca să poți să intri pe poarta fabricii sau a firmei unde lucri și așa mai departe. Dar în schimb s-au făcut licitații organizate de consiliile județene și nu numai la mine, în Alba, peste tot prin țară, în care transportul în comun trebuie să fie asigurat cu autobuze, cu
cu microbuze, cu mai știu eu ce alte mijloace de transport, dar nici de cum cu trenul. Mulțumesc, Eugen, pentru intervenție. Aproape ora 11 și mă gândesc să închid. Și de aceea mai citesc niște comentarii și o să termin emisiunea. Mulțumim fain pentru participare. Seară bună. Aici îmi scrie familia și mi-amintește poze cu tata, dar o să le privesc pe urmă și o să le comentez. Alina Cojocari ne laudă pe ambii frați și zice să fiți sănătoși. Dar Nicolae Timotin ne provoacă să comentăm ceea ce debitează Maria Olar, altădată colega noastră de Hyde Park, ce debitează în transmisiunile live pe Facebook. Ea pretinde că noi am fost întotdeauna oamenii lui Plahotniuc. Oameni buni, cum ar trebui să reacționeze cineva acuzat de chestii din astea care nu pot fi probate? Eu zic să fiți atenți la Maria Olar. Noi am criticat-o când s-a legat cu smintitul de Vasile Sinigur, care ieșea cu buzduganul, care amenința că omoară oameni și asta nu e deloc legal, moral și nici în spiritul drepturilor omului. Deci am spus, Maria, ai grijă, te rog, cu cine te asociezi pentru că ne pui imaginea în joc. Și ea s-a asociat cu alt coleg al nostru, un șmecher, care a cheltuit o grămadă de bani în Hyde Park și ne-a păcălit că i-a cheltuit legal și oficial, când de fapt el dubla sumele și ne ducea de nas. Până când l-am prins și i-am zis, băi, l-am pus cu probele pe față și i-am zis, uite că ne păcălești. Și atunci el a plecat. Și Maria Olar a plecat și ea și ne acuză pe noi că noi cheltuim bani. Când de fapt prietenul cel la ei cu care au făcut acum că televiziune liberă și independentă amândoi, Valentin Borodachi, acela cheltuia grosul banilor din Hyde Park. În fiecare lună lua câte 600, câte 700, odată cerea 900 de lei pe lună pentru ce filma el acolo la Nord, la Briceni. Ba mai mult, asta iarnă i-am cumpărat și computer, laptop, că zicea că i s-a stricat, computer nu mai are cu ce filma. Și din banii Hyde Park i-am cumpărat laptop. Ca acum să plece din Hyde Park și să nu întoarcă laptopul pe care l-a cumpărat din banii Hyde Park. Și Maria Olar tot pe noi ne acuză de ilegalități. Ea care s-a dus la casa Zenaide Greceanăi a văzut că în fața casei este ghereta cu polițiști. Dar nu i-a plăcut, că i-a părut prea mică casa. Și s-a dus și a filmat casa de alături, care e mare, cât biserica, și a zis, ia uitați-vă, oameni buni, au declarat că e casa de 1 milion, dar ia uitați ce căsoaia are aici. Fumiei, dragă, nu e casa Zenaide Greceanăi aici. De ce trișezi? De ce păcălești oamenii? Deci femeia pribluiește, spune tot felul de tâmpenii, toți o credeți, treaba voastră. Puteți să o credeți? Da, suntem oamenii lui Plahotniuc, cum a zis Maria Olar. Altă probă mai aveți? Nu. Ei, oricum, continuați să credeți, nu? Că v-a spus că frații Brega sunt oamenii lui Plahotniuc. Și oamenii lui Plahotniuc, de regulă, se duc și lucrează gastarbeiteri în Islanda sau vin și stau aici șomeri în România și vă roagă să-i faceți donații. Apropo de donații, mulțumesc, iată, am întrebat aici mai devreme și i-am dat datele cum poate să mă ajute cu donație. Mulțumesc doinii mei Dragomir, am primit donația ei prin salut. Prin PayPal. Salut, Dan. Vrei să vorbești salut. Cu cameră sau rămâi așa doar cu sunetul? Nu, nu vreau să vorbesc cu cameră. Dar știi că ești în direct. Dar știi că te dau în direct. Știu. Ok, da. Ok. Am vrut să te întreb așa o chestie. Oare tu crezi că oamenii sunt au șanse egale de acces la educație? În general, așa în viață sau dacă ar trebui să aibă? Nu, în general. În ideea în care am văzut că te frustrează un pic sau ești cumva, te deranjează atitudinea unor oameni legat de, nu știu, că postează chestii cu nouă mai și așa mai departe. Da, asta e tema. Și eu sunt deranjat că oamenii reacționează atât de inadecvat și admit că unii o fac din cauză de educație precară. Dar, dragilor, cam toți cei de vârsta mea au fost educați pe timpul Uniunii Sovietice și atunci era educație generală, primară cel puțin, și școala generală era gratuită, asigurată de stat. Și acum
educația care e obligatorie, e și gratuită, asigurată de stat, dacă au trecut ca gâsca prin școală, n-au învățat, n-au înțeles nimic, ce să le fac? Li s-au creat premize, li s-au creat condiții, au putut să intre și la facultăți. Dacă ei au preferat să facă imediat tractorici și după aceea să dea cu părere pe internet, e problema lor. Ei sunt victime predilecte ale fabricilor de troli și ale altor manipulatori. Dacă asta vrei să sugerezi, că ei ar fi victime a dezinformării și a lipsei de educație. Dar eu cred că vorba clasicilor, cine votează impostori, mincinoși, hoți, nu sunt doar victime, dar sunt și complici. Eu cred că da, educația e o soluție, o educație bună, investiție mai multă în educație, dar nu putem să dăm tot bugetul țării pe educație în condițiile în care și învățătorii trebuie să educați și făcuți. Corect, știu ce zici, dar civilizați. Știi și tu foarte bine că sunt cazuri în care, de exemplu, tu nu alegi unde te naști, în ce familie, în ce țară și așa mai departe. Nu poți să-ți alegi familia în care te naști, adică dacă tu de mic ești impus să fii cerșător, să cerșești și așa mai departe, să nu fii trimis la școală. Bun, dar dacă da, vreau să zic că e un subiect un pic mai complicat decât să zicem... De acord, de asta și-am zis despre 9 mai, nu putem să zicem categoric alb-negru, Europa sau Rusia, Pabeda sau altceva. Da. Trebuie nuanțat și eu prima oră despre asta, despre nuanțe am vorbit. Și soluția ar fi educație, ai dreptate. Da, nu vreau să te țin foarte mult, e târziu. Am vrut să spun că te urmăresc de mult și chiar de mult timp. Și îmi pare bine să vorbesc acum cu tine. Mă bucur și eu, mulțumesc pentru intervenție. Seară faină. Da, noroc. E trecut de ora 11 și avem aproape 2 ore de când vorbim, de aceea o să mă grăbesc să citesc ultimele comentarii și dacă sunt întrebări să le răspund, după care chiar să închid și sper să reușesc să nu răcnesc că n-aș vrea să-mi trezesc vecinii. Sau vecinile, nici nu știu cine trăiesc alături. Oare când o să termine ura asta între noi moldovenii? Noi dacă nu o să ne stimăm noi înșine, atunci ce mai vrem de la ruși sau români? Chiar foarte multă ură există în ultimul timp cu părere de rău. Exact. Alexandru Popescu mi-arată că ăsta e numărul meu de telefon. Da, ăsta e numărul meu de telefon și după cum ai văzut, și Dan acum m-a sunat, sau poate el. Ăsta e Alexandru Popescu. Și Dan acum m-a sunat pe Viber și fratele meu Ghenadie m-a sunat pe Viber. Deci funcționează Viberul. Cearcă, sună-mă. Ăsta e 373-693-50894. Îl am din 2003 numărul ăsta. Nu s-a schimbat niciodată. Tu ești în București tot cu 373? Poate fi. Trebuie să mă adaug în agenda ca să mă pot suna pe Viber. Sau iată, dacă vrei te sun și vorbește audio aici pe Facebook. Văd că ești în București, dar din Chișinău. Nu serbezi nimic. Germania fascistă a capitulat pe 8 mai. Războiul s-a încheiat pe 1 septembrie 45, zice Alexandru Nevadovski. Da, nici eu nu serbez azi și ați văzut, chiar mi-aminteam alte evenimente din viață legate de 9 mai. Noapte bună, vreau să te sun. Alexandru, dacă reușești să mă suni, norocul tău, dacă nu, în câteva secunde, maxim câteva minute, o să închid, pentru că deja de 2 ceasuri stau și, sincer îți spun, vreau și la toaletă. Ați văzut cum rușii au construit podul în Crimea? Vitali Dari ne provoacă pe pagina curaj.net, unde tot avem transmisiune live. Da, dar cu ce preț? Știți cât au luat de la gura copiilor în Rusia și cât de rău trăiește Rusia acum și cât de greu face față COVID-ului? Pentru că au construit podul acela în Crimea, dar drumurile lor din Siberia sunt înfiorătoare. Au făcut pod în Crimea, da. Se poate construi pod oriunde, nu? Toată lumea a demonstrat asta.
Constantin Vrabie zice, n-aș vrea nimic, dar vă susțin și aș vrea să lucrez la sincer. Îmi place adevărul. Bine. Când vii pe în Moldova, am nevoie de tine. Constantin Vrabie, vin acuși când se termină criza asta, o să vin neapărat, vreau să ajung și la pepeni, să mai aduc must și nuci. Și am procese de judecată la Chișinău și am de lucru în agricultură la țară, dar deocamdată nu pot călători, sunt în izolare la domiciliu la București, în drumul taberei. Cam astea sunt bucuriile noastre, bucuriile și durerile. Cam atât am avut să vă spun în seara asta. Mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de mine într-un gând cu mine sau împotriva mea. Vom vorbi, v-am zis, mâine seară despre aniversarea 17 ani de la fondarea Asociației Hyde Park. Întâi o să avem o discuție internă și după aceea o să facem și o discuție publică, probabil tot seara pe la 8. Deci vă propun să fiți pe fază, tot așa, pe paginile Asociației Hyde Park, proiectele Curaj.net, Curaj.md, Curaj.tv, toate sunt ale Asociației Hyde Park. Și pe paginile mele personale, Inamicul Public sau Oleg Brega, Curaj. Registrarea asta o să o bag și pe YouTube, pe canalul meu de YouTube, unde vă propun, vă rog, să îmi deveniți patron sau sponsor, trimițând donații, cum a făcut Doina Dragomir în seara asta, prin PayPal sau prin Patreon, ca să-mi pot permite și mai departe astfel de activism civic independent. Până mâine seară sau până la alte noi întâlniri, toate cele bune!